Denis, bine ai revenit la echipa națională. Spune-mi ce s-a schimbat la Denis Drăguș sau ce s-a schimbat la Standard Liege? Pentru că ai început să prinzi minute, ai marcat două pase de gol și asta deși la Crotone, unde ai fost împrumutat, nu jucai prea mult. Da, în primul rând mă bucur că sunt din nou aici și cred că s-a schimbat faptul că m-am maturizat și odată cu trecerea timpului am învățat ce înseamnă fotbalul de afară și la un nivel bun și cred că acum am reușit să mă adaptez la cerințele de afară. Povestește-mi, te rog frumos, cum se desfășoară o zi pentru tine la Liege? O zi normală, de dimineață până seara, cu tot cu antrenamente, dar și cu timpul liber. Mă trezesc, merg la antrenament, luăm micul dejun, antrenament, masă după antrenament, vin acasă, mă odihnesc și după îmi petrec timpul cu fetița și cu familia. Ești coleg cu Colin Sfai, camerunezul care a fost la Dinamo. Ce ți-a povestit despre România și cum vă înțelegeți? Da, Colin e un caracter deosebit și chiar vorbeam înainte să vin și îmi spunea că și-ar dori într-o bună zi să revină în România. Te-ai temut vreo clipă că acele două partide jucate pentru România, ambele din postura de titular și oficiale cu Serbia, pe când aveai doar 19 ani, ar putea să rămână singurele la națională sau ai avut încredere totală în tine și în ceea ce poți și știai că finalmente vei reveni? Da, nu m-am gândit nicio clipă că vor fi singurele meciuri. Știam că la un moment dat, prin muncă, prin seriozitate și dacă știi ce vrei, la un moment dat vin și rezultatele. Ai fost inițial pe lista preliminară a stranierilor, dar spune-mi cum ai primit vestea convocării finale. Unde erai și cum ai reacționat pe moment? M-am bucurat. Eram la antrenament și am scris mesaj imediat soției mele și m-am bucurat enorm. Normal, deja mă gândeam la... De când am primit convocarea preliminară, mă gândeam cum ar fi să fiu din nou convocat și când a venit și convocarea finală, a fost un sentiment de mândrie ca de fiecare dată. Cei cu echipier sau persoana din staff se poate spune că te-a luat cumva sub aripa protectoare în momentul debutului la prima reprezentativă? Când am debutat prima dată, Nicușor Stanciu, am zis și atunci, a vorbit cel mai mult cu mine și m-a ajutat. Cum ai reușit să trăiești din punct de vedere mental peste accidentarea aceea care te-a privat de prezența la Euro Under 21 de acum 2 ani? Și te întreb pentru că, din experiența ta, mulți alți tineri talentați în situații similare ar avea de învățat. Pentru că ai trecut peste, ai revenit la club la un nivel înalt, acum ai revenit la echipa națională de senior. Da, a fost un moment extrem de greu pentru că era o participare după 20 de ani, dacă nu mă înșel, la un turneu final pentru echipa de tineret și se crease deja o atmosferă și un suport incredibil pentru acea generație, iar fiind acolo și chiar înainte de debutul turneului să nu pot să fiu și pe teren, a fost greu, dar n-am avut ce să fac, a trebuit să încerc să revin și mă bucur că am reușit. Ai spus și tu, te-a ajutat foarte mult în adaptarea ta la cel mai înalt nivel, faptul că te-ai maturizat, că ai înțeles rigorile din afară. Acum, din postura asta, ne-ai putea spune de ce are nevoie un fotbalist român tânăr care pleacă de la o vârstă fragedă în străinătate pentru a confirma? Păi, cred că în momentul când ajungi, mai ales la o vârstă fragedă, nu, în România, când ești tânăr, ești talentat, toată lumea încearcă să te țină în brațe, ca să zic așa, are grijă, ești mai un pic tratat diferit. Acolo nu, acolo deja când ai ajuns, trebuie să o iei de la zero și acolo nu te cunoaște nimeni, trebuie să demonstrezi din nou de ceea ce ești în stare.
ultima întrebare. Suferim inclusiv la capitolul atacanți. Cheșeru n-a mai jucat, Pușcaș vine după accidentare și suspendat, Andone revine după accidentare grea, o pauză lungă. În Liga 1 nu sunt prea multe variante. Obiectiv vorbind, e această acțiune șansa ta să confirmi și să rămâi în calcule pentru Național în mod constant? Da, atâta timp cât sunt convocat, eu vreau să dau tot și să demonstrez că merit să fiu aici. Sper să pot să fac lucrul ăsta și să vin în continuare la echipa națională, pentru că e o mândrie pentru orice jucător.